Accident mortal petrecut pe o trecere de pieton din localitatea lifoveană Jilava. Un tânăr de 16 ani a fost lovit mortal de un șofer grăbit. Polițiștii au făcut acum dosar penal șoferului. Polițiștii ilfoveni au fost sesizați cu privire la faptul că pe drumul național DN5 la kilometrul 8 în zona localității Jilava s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea unui pieton. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din Măgurele, precum și polițiștii serviciului rutier Ilfov, iar din primele verificări a rezultat faptul că victima este un minor în vârstă de aproximativ 16 ani. Echipajul medical a efectuat manevre de resuscitare, însă a fost declarat decesul victimei. Localnicii strânși la fața locului povestesc că în zona accidentele sunt tot mai frecvente, însă nicio autoritate nu ia măsuri pentru prevenirea lor. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, dar și cu drug test, iar rezultatele au fost negative. În cauză a fost deschis dosar de urmărire penală, șoferul fiind cercetat pentru ucidere din culpă.